era idolul meu, pentru că fiecare săptămână de lucru cu Silvestre era o adevărată școală. În fiecare săptămână când aveam de cântat cu Silvestre, eram numai ochi și urechi, pentru că era în fiecare moment atât de nou. El venea de fiecare dată ca un profesor foarte bine pregătit, era un mare talent, un mare dirijor. Silvestri rămâne pentru mine toată viața omul pe care l-am stimat, îl stimez și îl voi stima câte zile voi mai avea de trăit. Pentru mine, personal, a fost, când eram copil, numai un nume despre care citeam, vă spun sincer, dar l-am descoperit plecând din România, pentru că peste hotarele României, Constantin Silvestri este un nume care, într-adevăr, are o rezonanță foarte mare. Și chiar, vă spun sincer, aproape cu 2 ani în urmă am avut șansa să am o conversație cu marele dirijor Vladimir Iurovski și când a auzit că sunt român, primul lucru care mi-a spus: "Ah, unul din dirijorii mei preferați este Constantin Silvestri." Zice, dacă ai partituri de lui Constantin Silvestri, te rog frumos, trimite-mi tot ce poți. Mă simt foarte onorat să fiu și eu împreună cu Orchestra Radio, să fiu în fața aceleiași orchestre care a dirijat-o și dânsul la vârsta de 17 ani.